Muzeul Civilizației Dacice și Romane deschide anul 2018 cu un eveniment însemnat, vernisajul expoziției Metalurgia Fierului, care a avut loc astăzi în Palatul Magna Curia din Deva. Diversitatea și frumusețea artefactelor expuse readuc în lumină activitatea metalurgică din regiunea cetăților dacice din Munții Orăștiei și iscusința meșterilor daci. Un eveniment expozițional deosebit, Metalurgia Fierului, o expoziție care cuprinde peste 125 de artefacte descoperite în Munții Orăștiei și care face parte din proiectul mare inițiat în 2016, finanțat din fonduri norvegiene, în parteneriat cu Muzeul Național de Istoria Transilvaniei, Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca. Expoziția va rămâne pe tot parcursul anului 2018. Așteptăm publicul vizitator să se bucure de tot ceea ce colegii mei au expus în simezele acestui castel. Printre uneltele indispensabile unui atelier de metalurgie, ca nicovala, cleștele sau ciocanul, vizitatorii vor putea vedea și materia primă folosită de daci și diversele obiecte care au rezultat din mâinile lor. De asemenea, este un vas din fier descoperit în zona Munților Orăștiei, deosebit printre puținele piese de acest fel descoperite în perioada preromană și obiecte de, să le zicem, folosite chiar și folosite în viața cotidiană, cum ar fi acel capac de fier, crampoane care erau prinse când era nevoie de încălțăminte, un compas din fier și obiecte de fier decorate, ținte de fier, clește. Putem vedea aici detalii ale decorului de pe acest clește. Se observă atenția pentru detalii. Sunt decorate prin acest numit decor de spit de grâu, uitați-vă, și este decorat atât chiar și interiorul urii, după cum puteți vedea. Mai mult decât a vedea aceste obiecte, vizitatorul le poate manipula sau se poate chiar și juca cu ele, virtual, desigur. Să realizeze puzzle-uri cu imagini ale pieselor de fier sau imagini din timpul cercetării, cum este aceasta. Am constatat că de aici copiii sunt foarte greu de dus acasă. În același timp mai avem câteva dispozitive, cum ar fi acest dispozitiv Kinect din spatele meu, unde tot așa vizitatorii pot să selecteze un obiect și să-l învârte, să-l vadă pe toate părțile, ceea ce cu obiectele din vitrine nu se poate face. Această expoziție nu este singura surpriză pe care muzeografii au pregătit-o pentru noul an. 2018 este dedicat celebrării centenarului Marii Uniri, iar Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva se bucură de o finanțare specială de la Consiliul Județean pentru organizarea unor evenimente culturale tematice.